Salutare lume și bine v-am găsit la un nou vlog de pe canalul ăsta. Un vlog după ceva timp, pentru că a durat destul de mult. A făcut 243 de abonați, nu, 242, în fine, nu mai contează. Și astăzi o să vă prezint o viață din o zi din viața mea de student. Iertați-mă că vorbesc așa încurcat, dar sunt după somn. Și primul lucru pe care o să-l facem o să merg la sală. M-am și mutat la București, cum v-am mai spus. Mă bag să pregătesc ghiotanul și mergem la sală. Atât. Gata băieți, am plecat și la sală. Astăzi fac picioare, umeri și abdomen, destul de multe într-o singură zi. În loc să se oprească liftul la parter, s-a oprit la 2 și a urcat cineva. Și acum să caut mașina, că am uitat unde am pus-o să nebunesc. Stați așa. Ia uite aici. E spălată recent. Recent însemnând acum vreo săptămână, însă dacă o spăl se pune praful într-o zi, deci o spăl mai rar. Să vedem cum pornește la rece. Mamă, e tank, ce vorbiți. Forță. Când am apucat, tot n-am apucat să vă spun de ce fac 3 grupe într-o zi, pentru că mă duc de 3 ori la sală și asta în weekend, pentru că atunci am timp, pentru că facultate și umeri n-am făcut săptămâna trecută și acum trebuie să fac de 2 ori săptămâna asta, așa că fac. Și acum hai să mergem la sală. Revin după sală. Sau, nu știu, poate o să vă filmez și pe acolo, vă vedem. Am venit de la sală și nu vă gătiți seama cu ăsta. N-am mai filmat exercițiile pentru abdomen. Am mai băgat și niște exerciții pentru biceps, pentru că am făcut ieri și mi s-a părut că n-a avut niciun efect, adică n-am avut febră. Și bine, din câte am înțeles, nu trebuie neapărat să ai febră, însă am hotărât că trebuie să bag mai mult. Și acum o să vă arăt masa mea de după antrenament, care va consta în următoarele. Și bam, vine odată un ou întreg. Bine, de fapt consta în 4, dar nu știu cum să vă zic, am cam rămas fără ou. Trebuie să cumpăr iar. Și acum e foarte lent să mă duc la magazin să cumpăr. Așa că o să pun un ou întreg și două pentruțe. De obicei puneam 2 gălbenușuri
De fapt, două ouă întregi și două gălbenușuri. Două întregi și două arbușuri. Ce idiot sunt la ora asta. Punem sare. Punem niște piper. Punem niște rozmarin, care e foarte bun. Așa. Niște chili. Puțin cam mult, dar merge. Iutele e foarte bun. Pare că e bun. Doar îmi place mai picant. Și niște oregano. Și asta e toată omleta. Bine, eventual puteți să mai puneți puțină brânză în ea, ca să-i dea un alt fel de gust. Însă eu n-am să fac asta. Dar mai merge în același timp și cu lapte. Ba, fie acum o curculeță. Amesteci. O să aibă o textură foarte albă din cauza laptelui și pentru că are mai mult albuș decât gălbenuș. Și încă niște mai mult pui, cu cât mai mult cu atât mai bine, pentru că sunt perioada de bulking. Cam așa arată omleta, puțin cam prăjită și aici un jumătate de pui, mai bine de jumătate de pui. Nu știu, din asta probabil o să-l mănânc ori pe tot, ori jumate, depinde cât de foame mea. Și pe asta o ales pe toată. Și am zis că sunt perioada de bulking, în perioada de foame, de fapt. Adică încerc să bag cât mai mult, ca să bag cât mai multă masă musculară, după... Organismul meu nu cred că necesită așa mult chin pentru slăbire, deci oricum sunt skinny fit. So, ne vedem mai târziu că nu mai am baterie și să continui acest vlog, această zi din viața mea de weekend de student, de fapt, pentru că nu e o zi de student. În zilele de săptămână doar stau la calculator pentru că facem online și o să revin mai târziu cu niște detalii și niște păreri despre toată școala online pe care o facem în perioada asta. Vă pup! Am revenit destul de târziu cu părerea mea despre toată școala online și despre facultate. Ideea este în felul următor. Testele în momentul de față sunt ușoare și ne putem informa și inspira din toate punctele astea de vedere. Plus, pe lângă asta, dacă dai online un test, e mult mai ușor să copiezi, pentru că ai destul de multe surse din care să te informezi și destul de multe metode de a frauda acel test. Dar, pe de o altă parte, se înțelege mult mai greu informația de la profesor către elev, în special atunci când acesta nu știe să explice elevului cum ar trebui, pentru că unii sunt destul de înapoiați cu tehnologia. Alții, adică spre exemplu la mine, la o una dintre maderii, nu o să specific exact ce, mă uit pur și simplu la un ecran, la un PDF și profesoara nu face altceva decât să citească. Și eu ascult ce citește profa și astfel nu înțeleg nimic. O să trebuiască să iau eu tot ce am făcut până acum, pentru că n-am învățat la momentul respectiv, și să iau fiecare foaie în parte să o învăț. Asta pentru sesiune. Nu știu nici cum se va desfășura sesiunea, asta e iar o problemă. În altă ordine de idei, cam asta e treaba cu facultatea online. Eu aș fi considerat că dacă avea o tabletă grafică, cum avem la una, o altă dintre materii, și să fi trecut profesoara să scrie lecția frumos așa pe tableta electronică, explicată pas cu pas, frumos, ca și cum ar fi fost la curs, la facultate, ar fi fost altceva. Nu prea ai contact cu colegii de clasă, decât online, nu poți să te cunoști cu ei, nu poți să-i cunoști și asta e un alt dezavantaj. În orice caz, o să mai fac un alt vlog, o să vreau să fac un vlog cu, dacă nu mă angajez până atunci, cu Foodpanda, ceva mai complicat. Dar până atunci o să vină un videoclip cu notebook-ul meu pe care l-am cumpărat și am spus că o să-i fac un review, pentru că eu m-am uitat pe internet și nu am găsit review la ceea ce căutam.
Așa că o să-l fac, nu o să fie ceva profesional, nu o să fie cutscene-uri din alea profesionale, ci niște imagini din, dintr-o casă, ca să înțelegeți, nu de studio. Dar o să-mi spun pur și simplu părerea după vreo 2 săptămâni de utilizare, ceva de genul. Și cam asta e partea de facultate și ceea ce o să urmeze în viitorul apropiat la următorul videoclip mai pe scurt. Băieți, nu am apucat să fac foarte mult în vlogul de azi, însă acum sunt pe final de tur la Foodpanda. O să vă iau cu mine într-o zi. N-am mai apucat să fac nimic, să mai vară nimic, pentru că am cucurat tot apartamentul, m-am culcat și cam mai a fost ziua. Vă pup și ne vedem la următorul vlog. Pa!